Prima jucătoare calificată în sferturile de finale de la BCR Iași Open este Daria Astakova. Cum a fost pentru tine debutul la acest turneu? Cât ai avut timp să te odihnești? O zi. O zi, însă acest lucru nu se pune. Pentru mine e o bucurie să mă aflu aici, acasă, alături de voi. Îmi place cel mai mult să joc în România. Și îmi doresc din tot sufletul să stau cât mai mult alături de voi, să mă vedeți aici pe teren și să ne susțineți pe toate fetele din România. Cu siguranță nu e ușor să debutezi în fața unei conaționale. Cum a fost acest meci pentru tine? Întotdeauna e un pic dificil să joci în fața unei alte românce, însă, știi, când intrăm pe teren, suntem adversare, deși nu-mi place să spun acest lucru, și când ieșim de pe teren, uităm și suntem nou prieteni, ne înțelegem ok, suntem bine una cu cealaltă, însă când stai pe teren, să fie și pe ce ai făcut și să dai tot ce ai mai bun. Dar atunci terminăm meciul, eu sper că suntem în continuare prieteni. În primul tur, în optimi, aseară a învins-o pe Nadia Podoroska, 6-4, 6-2. Ana Bogdan face tenis de la vârsta de 9 ani. Și îmi spăsa 6-9. Și îmi spăsa ce egal, 15-0. Trăiță ce egal, 15-0. Patruzeci,
Ana, felicitări pentru victorie. Spune-ne cum te simți după ce ai ajuns în semifinale la BCR Iași Open. Sunt extrem, extrem de fericită, emoționată în același timp. Am avut destul de mare emoție astăzi. Nu e ușor să joc acasă, dar e foarte frumos, e cel mai frumos sentiment și vă mulțumesc tuturor că sunteți aici.